Bine mai regăsit, prieteni, până și hoții au un cod al onoarei, așa cum o fi el. Până și cei mai, mai de jos, nu știu, pușcăriași, au acolo o, anumită semantică a trăirii, prin care în lângă ierarhie se pune și un, o să sune, nu știu cum, un fel de omenie de a ciudată pentru noi, o vedem mai ales în filme, da, Papion, de exemplu. Bărușinau armata Sovietic, armata rusă, nu are pic de onoare. Da? Au omorât, iarăși, câțiva copii. Era să spun niște copii, dar n-am vrut să mă duc în, în derizoriu ăla, așa, câțiva copii, patru copii, așa. Da? Au bombardat o pizzerie, un restaurant, într-un loc în care nimeni nu credea vreodată că se va auzi vreo bombă. Asta a făcut. Și îți dai seama că nu se mai poate spune din greșeală amintește că pui pe telefon un fel de hartă da, și îți vin tot felul de punctuleți. Acolo e acolo e pizzerie, acolo e magazin de piese auto, dincolo e, nu știu, un ABC, dincolo e un mall. Da? Nu mai merge chestia asta, nu am greșit. Nu, așa au vrut. Ăștia sunt ruși. Ăștia sunt ruși și acum, bine, pe ei nu mai poți evalua. Ei sunt deja armata, armata asta uh, rusă, deja armată de sub era să zic, sub pământeni. Da? Era să zic. Ok. Dar mă gândesc la ăștia, la prorușii de la noi, la șoșocarii, la auriștii din România, din Ungaria, din Polonia, din Estul Europei, din Vestul Europei, din America. Ăștia oare ce zic? Că mă gândește că poate auzi de vecinul tău. Păi, ce-o păți vecinul? Au avut doi copii mă duc și eu la privechi. S-au avut patru copii și nu mai sunt. Dar de ce? O dau și cu o bombă în ei. Da? ai putea să mai, să mai comentezi tu șoșocarul, tu auristul, tu trampistul, tu idiotul? Da? Ai mai putea să comentezi cum tot comentezi acum pe Facebook? E prin Facebook-ul ca să știți de astfel de tartori ai idioțeniei utile pur și simplu ei nu ei își compensează nemulțumirile lor, frustrările lor, incultura lor, da? Toată jegoșenia existenței lor și o compensează printr-un prorusism incredibil. Da, bă, tată, Au nume de care vrei tu, de pe toată planeta asta poți să-i Dar eu vorbesc acum de ăștia care sunt în România. Românii unguri, indiferent ce ar fi. Înțelegi? Băi, hai să ne amintim cum era înainte când am stat sub papucul ăla sovietic, că erau coz de câte 20 de metri pe trei rânduri pentru un sfert de pâine de persoană, tată. Și ținea lumea, zici că era lumânarea de Paști, așa ținea cartela la mână. Da? Și aveau tot felul de chestii de la cu sute, un fel de pliculețe, că nu erau uh, chestiile alea de plastic în care bagi foilele A4 ca acum. Da? Luau din nylon, din saj de nylon, mămicile și coseau așa cu sforicică de ea un pic mai subțirică, da? să fac un fel de buzunăraș, un fel de etui, să bagi acolo cartela, să o scoți, dar nu cumva să se ude. O scoți acolo în față, doar în fața, în fața vânzătoarei de la pâine, ca la popă când citește cartea, citește Biblia. Aia era Biblia noastră, a era lumânarea noastră de la Paște. Da? Asta pe care acum șoșocarii și auriștii și toți ăștia le, toate le ridică în slăv, cum era înainte, și credința și religia. Bă, Dumnezeu nostru era colțul la de pită. Înțelegi? Mai era un Dumnezeu, jumătatea de pachet de un de familie. Mai era încă un Dumnezeu, dar asta era Dumnezeu de lux. Da? Despre Dumnezeii de lux nu se vorbește. Știi ce era Dumnezeu de lux? Portocala aia pe care o primeai pentru un copil odată pe an de Crăciun dacă era în sindicat și dacă locuiai, locuiai, la oraș. Dacă locuiai la țară, nu primeai. Ăla era Dumnezeul nostru de lux. Înțelegi? Și vin ăștia acum să ne vorbească despre Maica Rusie, despre Slava Rusie, despre Rus Chimir, despre Putin care e bărbat, despre ce avem noi să ne roțăim la Rusia. Nu ne rățăiește nimeni la Rusia, bă. Pentru că Rusia nu mai este o putere. Rusia este o cloacă în care într-adevăr sunt și oameni cât s or fi. Că deocamdată poți să-i numeri pe dește, că atâția sunt pușcărie sau pe mai multe degete. Da? Atâta. Restul, o cloacă. O cloacă globală, în pute. exact ca unul de la care își gorește vidanja în mijlocul drumului și pute tot satul. Exact așa este Rusia astăzi. Și totuși, o grămadă de prostalăi, și o să le spun prostalăi, da? de la noi, încă se mai uită către Rusia. De ce? Pentru că ei n-au reușit. Ei, dacă au rămas aici și au fost proști, proști au fost și în comunism, proști au fost și în democrație. Dacă au plecat dincolo, proști au fost și în România, proști au rămas și dincolo. Cine este cu șoșoacă și cine este cu aurul, ca să ne înțelegem. Marea majoritate a românilor, a polonezilor, a ungurilor, a slovacilor, cehilor, da, plecați în diasporă, fac acolo și trăiesc normal, da, muncesc normal se uită aproape cu groază către țările lor care au rămas cumva înfipte în bocancul ăla. Știi că atunci când din greșeală calci un gândac. Bă, și îți rămâne lipit pe talpa. Așa au rămas țările astea lipite pe talpa, o parte din ele lipite pe talpa bocancului rus. Știi? Cum zicea pastorel bol? da? Soldat rus, soldat rus, de ce te-au pus așa de sus? Ca să te admire popoarele sau pentru că îți put picioarele? Pute toată lumea, ta. Eu mă gândesc acum când văd ăștia. Când o văd pe șoșoacă în Parlament, ați văzut astăzi care ați văzut șoșoacă urlând în Parlament. Vă dau foc la toți, vă fac, vă dreg focurile iadului să vă. Bă, mă, tată-mă, asta cred că chiar are o problemă. Are o problemă mare, 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 și dracul de, de medicină că nu a evoluat atât de mult încât să-i scoată din cap problema aia. Pur și simplu crize de isterie în rafală în Parlamentul României. Și m-am uitat să văd pe tot felul de, mai ales pe Facebook, acolo, curajul este ca o steatoză, un ficat gras, tată. Să umflă vaca, hai de capul, până ajunge dinozaurul. Da? Vaca fiind înainte broască. Nu-i așa? O grămadă care spun în sfârșit, bravo Diana, să ne trăiești Diana, sănătate Diana. Atât știu, bă. Atâta știu și lângă noi trăiesc oamenii ăștia. Oamenii ăștia care ne urăsc. Știi de ce? Pentru că nu suntem ca ei. Pentru că nu știm să facem mistericale ca Diana și Șoșoacă. Pentru că nu știm să facem spumițe la gură când îl apucă patriotismul delirant pe George Simion. Da? Ei ne urăsc. Ne urăsc pentru că, băi, dar voi cum ați reușit? Cum adică uh... O dai copilul la meditație, nu mă, lupt acolo, ține la sapă, bă, că în caz că el sapă, da, dă acolo la cucuruz și în caz că ne enervăm, venim și vă dăm foc, vorba Diana Iovanoș, Iovanovici, șoșac. Nu? Ăștia sunt băieți. Cu ăștia vom, va, trebui să trăim. Cu ăștia va trebui să trăim în niște orașe care totuși seamănă încet în ce cu Uniunea Europeană și o mare de asta de Românie rurală și zic rurală, tot ce nu înseamnă București, Iași, Timișoara, Oradea, Cluj, Brașov, Sibiu și ce ori mai fi orașele astea mai mărișoare, în rest, este o Românie rurală de ev-mediu. Da? Ați văzut rezultatele la, la bacalaureat? Unul din patru copii picat. Da? La evaluare, unul din patru copii picat. Uitați-vă la ce se întâmplă la țară. La țară a fost vraiște de ce este vraiește, că la țară nu poți să-ți dai copilul la meditație. Da? Am salvat noi, părinții, onoarea țării ăsteia care și-a bătut joc de copii, de educație, de spitale, de tot, tot, și-a bătut joc. Țara, o să zic domnule, dar țara ce are? Da? Țara nu înseamnă, bă, numai am râu ramul ce ai citit tu din când în când în clasa 8 -a la Eminescu. Dacă te-o pus profa să dai un extemporal și ai memorat, atât ai putut memora tu șoșocarul, râu ramul, râu Atât, atât. Da? s -a ajuns. Bun. Țara înseamnă și oamenii. Oamenii care sunt aleși de alți oameni. Da? 33 de ani. Da? Am ales dăi să meargă, numai speranță, speranță. Acum vine rău și mai rău. Acum, o grămadă de frustrați, gata. Luăm și votăm cu ei care pot să dea de pământ cu ei. Știți ce o să fie țara asta în 2024? Baricadă. Pur și simplu baricadă. Vor anunța Revoluții peste Revoluții. Nu ne interesează da? decât să moară ăia care au. De ce? Pentru că îi ar znau Atât. Comunismul abia acum își face prezentă, dar își deci face prezentă ideologia încăpățâna multora. Că înainte erau liniștiți. Bă, dacă n-am una nici ăla, o, oh, ce bine, dacă beau și o două beri, nici ăla nu poate mai avea mai multe două beri. Acum când societatea devenir concurențială, capitalistă, bazată pe ce ai în cap, ce știi să faci cu mâinile, Hopa, apă, eu de ce n-am? N-ai pentru că ești șoșocarmă, n-ai pentru că ești aurist, pentru că în loc să, să îți faci viața așa, mai dintr-o carte, mai dintr-un loc de muncă sau două sau trei locuri de muncă, ți-ai făcut viața numai din frustrări. Da? Și acum asta e și o aplauz pe șoșoacă, da? care aplaudă prin tot ce face ea, tot ce face Rusia. Știi ce a făcut Rusia astăzi? A mai omorât patru copii când te uiți la copiii tăi, gândește-te că sunt patru copărșeie de la atâta. Sicrie de la mici, 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 acolo, în Ucraina. Da? Rușii au apăsat pe buton. Atât. Pentru ei atât. Dacă, dacă te întâlnești cu vecinul, nu mai mângâia pe cap copiii ca să nu se ia. Prostia. Prostia șoșocarului. Prostia auristului.